Cu ambiție de fier, dar și cu multă muncă, a reușit să ajungă unul dintre cei mai buni sportivi din România, după ce a câștigat numeroase premii la concursurile de fitness la care a luat parte și a demonstrat că visele pot deveni realitate. Severin a reușit să câștige și un bine meritat loc 2 la campionatul de culturism al țării. Faptul că m-am pregătit doar de 3 săptămâni și am obținut rezultatul care l-am obținut, sunt foarte mândru și mă simt foarte bine. Competiția reunită la start top sportivi de la mai multe cluburi din țară. Severin a concurat la culturism, categoria plus 1,80 m, categorie la care au fost prezenți adversari cu mult mai experimentați. În ciuda acestui dezavantaj, Severin a reușit să devină vicecampion național, iar fără prea multe emoții și-a judecat medalia de argint. Tânărul a avut o prestație foarte bună în compania unor sportivi valoroși și s-a clasat al doilea într-un concurs la care au participat culturiști cu vechime. Concurenții foarte bine pregătiți, da, oamenii fac asta toată viața ei, eu de 2 ani și ceva de când fac crossfit, n-am mai făcut exercițiile clasice de culturism și de 3 săptămâni doar ce m-am pregătit pentru concurs. Chiar a fost o schimbare drastică pentru mine, am avut febră incredibil de mare. Titlul de vicecampion din acest an a implicat câte 2 antrenamente zilnice, inclusiv duminicile, însumând 4-5 ore de pregătire pe zi, dar și cu un regim alimentar foarte strict. Un regim draconic pe care l-a suportat, susținut fiind de antrenorul său Andrei și el campion absolut la culturism. Practic Severin se antrenează de mai mult timp, numai că nu s-a antrenat în stilul ăsta, așa cum a spus și el, decât în ultimele 3 săptămâni. E o performanță foarte bună și a reușit mult în astea 3 săptămâni, obținând rezultatul pe care l-a obținut. Asta datorită faptului că este foarte corect și foarte ambițios. Corect la ce mă refer? Mă refer la stilul de viață. Practic el asta face, așa trăiește, respiră. Chiar dacă are în palmares premii importante, sportivul Dâmbovița nu se oprește aici. Îmi doresc din ce în ce mai mult. Primul meu concurs cred că a fost în 2011, cred. S-a numit Strongest Man in the City. A fost în București, unde am câștigat locul, am luat locul întâi. Al doilea, la fel, tot în București, Apollo's Day, organizat de Bootcamp România. La fel, locul întâi. Și tot așa, cum aflu decât un concurs, mai ales dacă e pe condiție fizică și pe astea, sunt primul care se înscrie. Următorul concurs, v-am zis, este peste 2 săptămâni la București, în cadrul concursului de culturism Tiger Classic.